Aproape 20 de misiuni pentru fiecare zi a săptămânii trecute pentru pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani. Nu a fost zi în care să nu fie nevoie de intervenția salvatorilor. În ultima săptămână, pompierii botoșaneni au avut 134 de misiuni de salvare a vieții, bunurilor materiale și mediului. În medie este vorba de 19 intervenții pe zi. S-a acționat pentru stingerea 13 incendii, s-a acordat primul ajutor pentru un număr de 105 persoane, s-au asigurat măsuri de prevenire pe timpul desfășurării unor activități cu public numeros, s-au deblocat uși și s-au transportat persoane supraponderale la spital. Pe timpul intervențiilor au fost salvate bunuri materiale de aproximativ 1,5 milioane de lei.